În a trei, înaintea summitului de la Vilnius, vă așteptați la provocări din partea Rusiei în Transnistria și Găgăuzia? O întrebare pentru ambii președinți. Vă mulțumesc. Întrebare pentru mine, da? Pentru ambii. Și domnul președinte, pentru ambele. Eu aduc la cunoștință, pentru cei care nu cunosc, în Republica Moldova, într-adevăr, sunt forțe care promovează alte idei decât cele care le promovează guvernarea. E vorba de așa numit societăți civile care fac diferite acțiuni legate de conferințe, seminare, unde promovează ideea de schimbarea cursului Republicii Moldova către așa numită Uniune Euroaziatică. Eu, după cât cunosc, nu există încă această uniune. Despre ea se vorbește, dar vreau să vă răspund în felul următor. Provocări pot fi. Singurul fapt că se organizează astfel de acțiuni, eu le consider tot ca acțiuni de provocări. Dar noi o să rezistăm prin consecvența noastră, prin promovarea politicii care este determinată de programul de guvernare, care este îndreptat spre integrarea europeană. Și o să reușim. Alina Marin, reporter al Agenției de Presă ITN. Domnule președinte Traian Băsescu, avem așa o întrebare. Care sunt șansele Republicii Moldova să mai obțină banii din sprijinul României de 100 de milioane de euro ratificat de Senat în aprilie 2010? Vă mulțumesc. Păi, șansele sunt foarte mari. Toate proiectele de interconectare se lucrează pe acești bani. V-aș aduce aminte că la inundații a fost eliberată o primă tranșă de 8,5 milioane de euro din care s-au refăcut casele afectate de inundații în 2011, dacă nu mă înșel, 2010 sau 2011, undeva în acea perioadă. Însă, ce trebuie să înțelegeți, pentru că se pare că aici există o ușoară confuzie. Dacă cineva își imaginează că acel ajutor nerambursabil poate fi pus într-o dubă și trimis la Chișinău, se înșală. Iar această abordare am văzut-o și la unii politicieni. Deci România acordă acea sumă de bani în condițiile în care se acordă bani în interiorul Uniunii Europene. Adică se aprobă proiectul și am stabilit toți că avem 4 proiecte de interconectare. În baza unui studiu de fezabilitate se aprobă proiectul, se organizează licitație, se desemnează executantul și se fac decontări pe măsura implementării proiectului. Vreau să știți că România nu poate utiliza altă procedură decât cea prevăzută de Uniunea Europeană. Așa cum s-a investit în prima interconectare pe electricitate, Fălciu Gătești, așa se va continua cu gazoductul, așa se va continua cu celelalte proiecte de interconectare. Aș vrea să mai fac o precizare. Proiectele la care se utilizează banii din ajutorul oferit de România sunt proiecte stabilite de Guvernul Republicii Moldova. Noi nu stabilim niciun proiect. Dacă știți, acordul cuprinde o gamă largă de proiecte, de reabilitări de școli, drumuri, dar opțiunile Guvernului de la Chișinău au fost pe aceste proiecte, pe acestea vom concentra banii. Deci, cam atât. Sigur, nu suntem naivi să nu încercăm să adăugăm la acești bani și niște bani europeni. Spre exemplu, gazoductul are foarte mari șanse ca pe teritoriul Republicii Moldova să primească resursă financiară de la Uniunea Europeană dacă se respectă criteriile de achiziții publice din Uniunea Europeană. Și sunt convins că împreună cu guvernul de la Chișinău vom rezolva această problemă.
Cam lung răspunsul, dar mai aveam eu de făcut o completare la prima întrebare și o să vă dau un exemplu aici legat de eventuale provocări, dacă ne așteptăm, dacă nu ne așteptăm. În Republica Moldova situația este diferită, spre exemplu, de cum a fost în România înainte integrării. În România, indiferent ce tip de partid, că a fost etichetat ca fiind extremist, că a fost de stânga, că a fost de centru sau de dreapta, a fost unanimitate politică în drumul către Europa. Deci nu am avut niciun fel de opoziție internă la drumul către Uniunea Europeană. Aici se pare că în ultimile luni apare o opoziție internă, deși, vă rog să mă credeți, vă rog să dați înapoi filmările de la conferințele de presă pe care le-am avut cu fostul președinte Voronin, când împreună vorbeam de drumul european. Deci, aici, tot la Chișinău, vorbeam despre opțiunea guvernului din timpul președinției domnului Voronin, vorbeam de drumul european. Acum înțeleg că domnul Voronin a uitat că s-a născut sau că are părinții la Dubăsari. Și că nu prea a putut trece frontiera să-și vadă mormântul părinților când era șeful acestui stat. Și apar opțiuni pe care eu nu mi le pot explica. Poporul acestei țări este un popor latin. N-am văzut cetățenii Republicii Moldova cu ochii oblici. Deci cred că opțiunea este spre integrare europeană. Iar dacă vor apărea opțiunea ale societății civile, așa cum se pare că evoluează foarte prolific numărul de ONG-uri pro-asiatice în Republica Moldova, sunt convins că opțiunea majorității populației va fi o opțiune pro-europeană. Iar provocări din partea Moscovei nu cred. Moscova este capitala unui stat care se respectă prea mult ca să vină în zona provocărilor organizate, susținute de stat. Vă rog, Liliana. Liliana Barbaruș, Radio Europa Liberă, o întrebare care vine în contextul răspunsului dumneavoastră. Opțiunile și ale populației se pare că sunt împărțite în Moldova cam pe jumătate în favoarea integrării în Uniunea Europeană și jumătate în integrarea de partea cealaltă. Și nu știu dacă s-a întâmplat în vreun stat care oficial se îndrepta spre Uniunea Europeană, de asta vreau să vă întreb, în ce măsură credeți că această împărțire ar putea împiedica un drum mai avansat a Moldovei în UE? Păi va fi opțiunea cetățenilor Republicii Moldova. Politicienii primesc un mandat când sunt aleși și trebuie să și-l ducă la capăt în timpul exercitării mandatului. Mandatul Alianței pentru Integrare Europeană a fost să ia drumul către integrare în Uniunea Europeană și văd că este un mandat pe care Alianța și-l respectă. Ultima întrebare, vă rog. Viorica Tuturanu, Publica TV. Domnule președinte Băsescu, când România va elibera permisele de trafic pentru miile de moldoveni care sunt în așteptarea lor? Știu problema. Nu se mai dau din octombrie anul trecut. De anul trecut sau chiar din ianuarie? Din anul trecut, din deci, octombrie. Am avut obligația să trecem la permisele cu datele biometrice. S-a rezolvat în sfârșit problema, se dau la tipărit, eu cred că în maxim o lună se reia eliberarea permiselor pentru micul trafic de frontieră, dar asta e, mai ales că aș vrea să înțelegeți un lucru, nu e vorba de o simplă eliberare de
permise de mic trafic. Când este vorba de datele biometrice, sunt datele personale ale cetățenilor și au cu totul alt regim, un regim ceva mai complicat. Nu sunt un specialist să vă spun care sunt riscurile când se introduc asemenea documente cu datele biometrice, dar vă pot spune că în maxim o lună se va relua distribuirea certificatelor pentru micul trafic de frontieră. În sfârșit, am rezolvat problema. Adică să nu credeți că noi suntem mai puțin birocratici. Nu, tot un sânge avem. Vă rog, Andrei Vizescu, Adevărul Moldova. De câte știm, este ultima noastră vizită... Cine v-a spus? Au mai spus și ziariștii din România. Nu, fraților, nu ultima vizită. O să mai vin până în termin mandatul de... După ce am demandat, ce vă reproșați să nu ați reușit să faceți pentru Republica Moldova? Lăsați-mă să spun după ce îmi termin mandatul, că să mă autoflagelez la casă. Deja am început să mă întrebe ziariștii și în România. Faceți-vă un bilanț, stați-mă oameni buni, mai am un an jumătate până îmi termin mandatul, să mă tocați pe urmă cu vorbele mele. Deci, promit că după ce îmi termin mandatul, prima vizită o fac la Chișinău și mă spovedesc cu privire la relația României cu Republica Moldova. Și ultima întrebare, vă rog. Valentin Buda, evenimentul zilei, ediția de Republica Moldova. Aș dori să vă întreb în legătură cu ultimele afirmații din presa apropiată Kremlinului, care spune că în politica externă a României s-ar fi produs o mutație, că România ar fi orientată spre Est și se pregătește să abandoneze Uniunea Europeană pentru a se apropia de Moscova și de Beijing în virtutea ultimelor vizite ale premierului în cele două zone. Bun. Trebuie să înțelegeți că România nu este o țară izolată care trăiește numai în Uniunea Europeană sau numai în NATO. Ne dezvoltăm relațiile și ne consolidăm relațiile în toate direcțiile, către toate punctele cardinale. Cu certitudine, dacă priviți relația româno-chineză, este o excelentă relație politică la nivelul cooperării instituțiile internaționale, dar și la nivel bilateral, dar economic este o relație în care România are un deficit foarte mare. În relația comercială este un deficit de 2,1 miliarde de euro. Sigur, s-a redus în ultimii ani de la 2,9 la 2,1 miliarde. Dar asta nu înseamnă că guvernul, instituțiile politice ale României nu fac vizite în China pentru a încerca să găsească soluții de echilibrare a balanței de plăți. Rusia. Avem de asemenea un deficit consistent al balanței de plăți datorită importurilor energetice pe care le facem. Rusia are investiții în România, în industria aluminului, în industria siderurgică, în industria petrolieră. Deci avem o relație și cu Rusia. Faptul că se duce ministrul de externe sau că vine Nicolae Patrușev la București nu înseamnă o schimbare a politicii externe. Și vă dau un azimut ferm al faptului că România nu-și schimbă politica externă. Existența bazelor militare americane pe teritoriul României și a scutului antirachetă. Credeți că o astfel de țară își schimbă de la o zi la alta politica externă? Și ultima întrebare pentru jurnal, vă rog. Care este întreba la Jurnal TV. Domnule președinte Băsescu, aș vrea să ne comentați... Așa pățesc și eu, acasă nu mă întreabă nimeni nimic. Care este opinia dumneavoastră cu referire la faptul că în ultimul timp Republica Moldova apar tot mai multe amenințări la adresa jurnaliștilor, dar și la adresa instituțiilor media care pledează pentru decriminalizarea instituțiilor de drept din Republica Moldova? Amenințări pot să existe în multe țări. Important este ca instituțiile statului să protejeze libertatea presei atunci când există oameni, politicieni sau oameni de afaceri care nu înțeleg libertatea presei. Deci, faptul că nivelul unui cetățean, a unei, într-o împrejurare,
fie el politician sau altceva, este să amenințe un ziarist în mod cert. Instituțiile statului trebuie să reacționeze pentru protejarea libertății de expresie a ziaristului. Vă mulțumim. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim mult. O zi bună.